Vasile Petrariu, lider de sindicat la Societatea de Transport București, este în legătură directă cu noi. Mulțumesc pentru intervenție, domnule Petrariu. Așadar, dacă se va ajunge până la urmă la un număr limitat în mijloacele de transport public, tren, metrou, autobuz și așa mai departe, cum se poate face asta? Adică cine decide câți intră în autobuz, șoferul se dă jos, numără oamenii, ce face? Bună ziua și la mulți ani tuturor telespectatorilor dumneavoastră. Eu o să mă refer la transportul public local de suprafață, pentru că aici lucrurile sunt puțin diferite față de alte moduri de transport. Deci nu este posibil să se stabilească o regulă de genul ăsta. S-a mai discutat și în 2020, pentru că nu ar avea cine să controleze și să verifice câți călători intră într-un mijloc de transport. Deciziile și soluțiile viabile sunt cele care sunt legate de majorarea numărului de vehicule, pentru că am avut discuția asta încă începând din 2020. Din păcate, noi nu am înțeles de ce în anul 2021, respectiv 2022, parcul de vehicule la STBS a fost micșorat. Noi avem în momentul de față în traseu un număr de vehicule insuficient, ținând cont și de pandemie, pentru că soluția viabilă asta ar fi majorarea numărului de vehicule și celelalte măsuri complementare care s-au stabilit deja și la nivel guvernamental legat de igienizare și dezinfecție, dozatoare pentru soluții, cu soluții pentru dezinfectare și așa mai departe. Deci dumneavoastră spuneți că nu s-ar putea face să numere cineva pasagerii? Sub nicio formă, pentru că haideți să ne gândim că avem peste 3400 de stații de vehicule, deci 3400 nu ai cum să ai un control. Asta ar însemna să ai oameni care să controleze acest lucru în fiecare vehicul și noi și avem fiecare stație. Domnule Petrariu, mulțumesc mult pentru intervenția la Antena 3. Trebuie să